Evanghelie este Hristos numele meu. Julia Ratu a deschis cutia Pandorii, o altă de cutie, desigur, o cutie personală, și de acolo au scos capul o serie de calități. Este desenator, caricaturist, sculptor, cine nu știe, Iisus făcut în cuie, sau cine nu l-a văzut, merită să-l vadă măcar în fotografii, este și poet și prozator. Încă de tânăr a mușinat mirosul vinului și pornind de aici, s-a întors în timp și ne-a dus în Egipt, acolo unde câțiva ciorchini de struguri uitați s-au scurs, s-au acrit, nu știu, s-au acrit, și se pare că de acolo a pornit virul. Julia Radu ne îndeamnă, să ziceam, prin gura prefațatorului acestei cărți, prietenul nostru Nicolae Țăranu, ne îndeamnă așadar, cine vrea să cunoască istoria nescrisă a poporului român, să bea fetească neagră. Mă gândeam că în loc de această prezentare a cărții, mai bine Julia ne invita direct la subiect, obiectul.